Ba linie, tatăl făcut spume la gură? Nu știu. Hai? Nu știu. I-am dat galbenul, bă, eu nu mai fac nici în filmări cu el. I le-am dat de la gât, murit din acasă, mi-am luat cercei și lanț. Pe ce sunt stăpân pe mine, nu mai dau un ban, Aline. Aline, mă brastăm cu bunicul tău al mort, dacă mai dai un ban lui tată, un galben, un ceva. Nu merită, bă. Ai văzut ce făcea, bă? Mâncă toți banii ai lui și ți-a pus pe ei mei la urmă. Păi frumos așa ceva, Aline? Spune dacă e frumos. Fiecare e stăpân pe banii tăi, că uite, de-aia filmăm și noi. Eu filmez singură, pătimită. Și mai îmi legat voi ăștia. Normal. Și atunci ce are cu mine? Au atâția bani ai lui și nu s-a săturat de ei? Da. Până lua galbenul de la gât. Nu, nu pot să mai, Aline, gata. Nu mai îmi pare rău de el. Las pe mâna lui Dumnezeu. Gata, am terminat-o cu el. Ce aia zbera? Zbera la mine pe bune, făcut să spune. Să-i dau galbenul, să-i dau galbenul. La care mi-e călătă acolo? Ce? Și la nele țară? Nu, nele. Nătina ca țară lăsă. Doamne, ferește și apă. Prieteni, suntem aici la IGM. Mi-am luat și eu o părete de cercei, prieteni. 16 milioane am dat pe cercei și 45 de milioane pe lanț. 45 de milioane. E 3 milioane gramul, prieteni, e scump aurul. Am luat din banii mei, prieteni. Și am dat și lui Alin 50 de milioane. De dat și el la ucaț, la ăștia care e și el în curcătură. Da. Și ăsta a făcut spume la gură, să pusă pe mine, pe mine. Mâncă banii ai lui și sări pe mine, cum sări cineva să-ți acasă cu curentul. Ce-am, domnule, cu mine? Sunt femeie bătrână. Să vadă de treaba lor, să facă ce le trebuie în casă. Eu de acum înainte, prieten, nu o să mai fac nimic în casă. Din cauza ce-mi făcut eu aici. Mă lua galbenul de la gât. Nu-i frumos așa ceva. Gata, prieteni. Nu mai mă interesează de nimic. Înțelegi? Patronul, cu clipul vostru prea mulți bani băgat. Păi băgat atâția bani, Aline, prea de tot. Eu nu mai intru nici în clipul lui, vreau să nu mai intru. Când ai avea bani, îmi fac eu o melodie singură și gata. Pui pe rai, păi să-mi face singur o melodie și asta basta. Ce mă încurc eu cu el? Și gata. Doamne ferește, cum făcea la obis toți, grămadă, și Olga, tu dă zăpăcit. Și Olga nu dă bani din poznoară, vrea să facă degeaba. Da. Fie, fie orice prieten, orice prieten să face cu bani. Bași bani, iai bani, nu bași bani, nu iai. Ce să le fac eu? Prieteni, sănătate multă, prieteni. A venit și băieți aici, toți. A venit și la Raipais, a venit și Grasul, a venit și Cristi Marin, a venit toți. Bodyguards, toți. O să vin și Pete și toți să facă clipul ăsta, omul ăsta mă nebune. Mă zăpăci, pe mine nu mă interesează de clip, de nimic. Asta este, prieteni. Nu știu nici telefon am luat. Hai? Care? Data viitoare o să-mi iau telefon altul nou. Dă mai în față că... Ce? Dă mai în față că e... Auzi, încurcă circulația. Las că nu încurcă, mă. Zic că îi dăm ceva la omul ăla să nu mai încurcă circulația. Aline, vorbești pe cameră. Dă-i tu ceva să nu mai încurcă în circulația. De unde are? Că el n-are nici bani de cafea, nici de bere, să bea bere, să spală gura. Ăsta, săracul ăsta, duce culeu. Nu mai veni cu mine. Culeu te duce. Ai spus tu de galben? Am dat galbenul. Pleacă cu trenul să te duce acasă. Ai spus tu cu galbenul. Să vă dau galbenul, să muriți de foame. Nu mai aveți un ban, să muriți de foame, să lășinați, să mâncați mămăligă. Nici mămăligă. Nici mămăligă cu jumeri n-ai. Jumeri am mâncat să prind frigiderul. N-ai nici jumeri, o să mor de foame, Ioane, aici. Da, așa meriți. Așa ți-ai bătut joc întotdeauna, oricum. M-am bătut joc? Ce, tu ești om să nu bagi joc de tine? Tu ești ca panic? Ai văzut umbră panic cu mine de mi-am luat bijuterile? Da, am ținut janta, am ținut telefonul. Da,
Pleacă, pleacă de aici, să nu te văd. Hai, pleacă, te rog frumos, pleacă de la geam. Mă, pleacă de la geam, nu mai... Păi nu mă, Nicojemul, să mă năcăjească și săracul ăsta să-i cumpăr bere, să bea. Și nu filmează, nu nimica, mi-a rupt și priezul, uite, l-a rupt iar să rupt să Aline. Îl lipis și se ruptă iar. Cine, Ion? Da, Ion azi dimineață. I-am dat și-mi telefonul să mi-l pună în cipriez și-l rupți. Da. Îmi pace, Ion, tu îl ții după tine deajabă. Nu știm la ce-l ții. Banii ăla ce-i dai la cafea, la țigările mănânci tu. Că ție nu-ți dă nimic, nima, îți dă Dumnezeu de sus. Nu mai dă banii cum dăteai la sică, la poiede, îi luai de toate. Ținești bănișorii tăi la tine. Ți-ai o poftă, ți-ai ceva când ai acolo în card. Nu mai le împrășia, nu mai le da pe orice. Mai fă și tu economie. Că uite, dacă n-ai, nu-ți dă nimeni. Mamă, ce mănâncă jiu ăsta, a făcut spume la gură. Bă, Aline, de aia nu suportă nicio femeie, bă, Aline. Are dreptate, mamă, ta, cum am văzut. Nebunie, bă, cu cine să mai se împacă, mamă, ta, cu nebunul ăsta? Și Dana. Are dreptate și Dana, băi, n-am supărat pe Dana. Am dreptate femeile. Femeile le trebuie bărbați să înțeleagă cu ei. De 4 ceasuri și când mai trage melodiile? Bă, când mai face melodiile? Dar ce a făcut acolo? A dat să taie din costumuri? Ce face? Nu știu. Ce face? Cumpăr altele, să mai uită. Raiffeisen unde e? Era pe aici. Când mai facem și noi să mă peptem, să mă fac? Hai, spune. N-ai ce să fac. Hai? N-ai cu cine? Cât e ceasul? Mai sunt 2 ore. E jambonul, noi l-o tăiam de pe de ce mâncam. Hai, dacă ți-a avem jambonul, hai, unde e jambonul? Dăm 3 milioane și mâncam o lună, patron. Hai, hai că ți-a avem jambonul, hai. De-aia nu-l dau jos la filmare să-l mănânce lăutarii pe acolo. Nu, nu. Jambonul meu. Îl lași acolo, eu ți-l iau ție cadou. Ascuns. Îți iau ție cadou, hai. Că dacă îl ducem acolo, îl topesc ăștia. Păi da, atâta lume îl mănâncă tot. Eu îl ți-l iau ție cadou, hai. Hai. Du-te să iei jambonul, unde e Mihaela? Păi stai să vină ăștia toți. E cu el? Da. Și unde e lider aici? Aici, pe undeva găsim. Aud, mă, cerea banii, că mai am și eu un card, am să plătesc dobândă acasă. Am vorbit cu aia la manetă, că am o dobândă la un lanț. Ca să nu-mi vând aia lanț. Mă, ce om ăsta, mă. Mă, Aline, m-a mâncat găleț de galben, bă, de prost ce e. Găleț, bă. Ce câștigă cu femeile? Ce câștigă, bă? Și sorul ăsta e nebună tot cu el. Cum e exodul ăsta? Da, a luat un ursar, n-a vrut să ia țigan de-al nostru. Prietene, nu mai pot să mai, nimic, nu mai mă interesează, chiar dacă se râde țiganii, nu se râde, nu suntem de vină. Eu le-am învățat, dacă ei a ieșit așa nebun, nu, n-am ce să zic. Prietene, că nu mă înțeleg cu ei. Nu mă înțeleg, lasă-le așa merit. Mamă, Doamne, ce zicea, ce făcea. Am vorbit cu Georgiana acasă. A zis că a luat gripa și ea și ursul și fetele. Sunt acasă. Leonardo e la Lumina, lasă-l mai lăsa acolo la Lumina, să stă la Lumina, că e copiii lui ei, să-l crească, să aibă grijă de el, să nu mai ți-l lasă așa să umbră gol. Să aibă grijă de el, că de aia e mamă. Aline găsesă morochie după mine un capot de când a umbrat eu și cu bunicul tău și n-am găsit așa după mine, dar era 8 milioane. Dar știi ce semănă Aline pe mine? Prințesă. 8 milioane, n-am bani ca-și luau, dacă n-am avut bani. Ce
ce să faci, prieteni, ne mai strângem, ne mai facem ca să ne ajungă banii. Păi nu ca el, el nu mai lasă de la cum portofel, intră în magazine, ia dulciuri, ia sucuri. Când intră cu colo, cumpără orice. O, și eu cumpăr, dar mai pe economie, domne, că banii nu vezi că cu grem să pac. Facem și noi ce facem de la filmele, de ne ținem și noi de trăim. Și lumea țiganii face de cumpără la galbeni. Rămâi lumea țiganii bogați, cumpără la aur, la galben și la mobile, a schimbat toate prin căș. La noi n-ar mai schimba nimic de 20 de ani, de 30 de ani. De când a murit bărbatul meu, m-a cumpărat timpul, un scaun, o masă. Ce să le fac eu, prieteni? Eu n-am putere, sunt femeie bătrână. N-am putere ce să fac. Asta este, prieteni. Cine are cap deștept în viața asta, le duce. Cine nu, nu le duce. Așa e, Aline, ești tânăr și tu și ursul. Să vă descurcați de acum înainte că sunteți majori, să aveți câte 35 de ani, 3, cât aveți mulți înainte, să vă duceți familiile voastre. Ai fetiță, ai copilul, să ai grijă să dai și la ăla și la ăla bancă, sunt ai tăi, să le crești. Și fata, când s-a logodit-o, tu logodești, vorbești cu țiganii să-i dai 10. Dar nu-i dă mădălina. De unde-i dă mădălina? De unde face ea? Tot tu să fii sănătos, să faci tu să-i dai. Asta ești. Ce să facem? Să fim sănătoși, prieteni. Asta contează mai mult ca tot. Prietenii a stat în pușcărie. N-a intrat în pușcărie în acas, cât a intrat acasă de când a venit după Leo, acesta Leo. A intrat mult în acas cu el pe la spitale, peste tot și a pus beară la mine și mă face de râs în filmări. Nu-i frumos, prieteni. Înseamnă că el a rămas așa la cap. Am spus eu la oameni că a rămas așa la cap după operație. A rămas cu sătele. Întreabă și pe Alin, nu vă mint, prieteni, că a rămas de la operație cu sătele. Da. Când îi vine aia, se supără și până mă râde, îi treci. Nu-i bine așa ceva. Și avem pastile de aia care ne-a dat doctorii, dar nu i le-am dat, că ne frică că doarme și face ceva în somn. Că așa ar trebui să-i dăm pastilele. Da. Deci tu mai stau? Nu, Aline, eu după filmări îmi plec acasă. Stau liniștit acasă, am ce mânca, am ce bea. N-are rost să mai stau eu cu ăsta să-ți beară la mine. Aici. Am venit, Aline, că trebuia să vin. Știi că trebuia să vin. Și am venit și pentru filmarea asta și gata. Da. Și asta este, prieteni. Mare, dă-și măjeară de cap, mare. Ăsta Ion e un om nebun, nu mă cere să-i cumpere țigări și bere. A mers pane cu mine, finul meu, a luat taina din mâna mea, a luat janta, mi-a luat telefonul, că eu nu puteam să merg de așa pe drum. Și m-a ajutat omul. Că Ion e un om care nu te înțelegi cu el. N-ai văzut, nu-i pune hainele lui Leo, nu nimica. Fă cum vrea el. Ăsta are grijă de haine, are grijă de tot, pane. Pe ăsta Aline trebuie să umbrați cu voi, nu pe Ion. Ion, lasă-l să meargă, să doarmă în dubă la bucătar. Așa merit. Da. Și așa e, eu nu mai suport, îmi stau în mașină, nu mă interesează de nimic, să fac acolo ce vreau. Aline, te duci acum tu la om la în filmări și îi sprică-i cum să te bagă și pe tine și pe mine în filmarea aia. Hai, că de aia năcăjurăm, pe aici. Cum să zice să... Cântăm o colindă să vedem ce ne bagă și să facem pentru fanii noștri ca să vadă de sărbători la noi. Fanii noștri și le mulțumim mult că ne urmărește canalele toate.
De-aia prieteni, uite, a băgat atâta bani leu și mă cer cu el și mă fac, că a băgat atâta bani să facă frumos melodii ca să vedeți dumneavoastră de sărbători. Că noi ăștia trebuie să bagi bani, să alergi, să faci cum făceam la Obis. Ca să, cred că e mai tare ca la Obis. Și mai aveți ceva de făcut? Ca să vedeți dumneavoastră, prieteni. Și în rest? Durează mult? Da. Hai, să fim îmbrăcați, să fim alea, venim aici de luară haine. Că nu faci așa melodiile, sâdiurile, să apărăm urât. Ca acasă, când facem mâncare la ceaun. Să apărăm și noi ceva frumos. Vorbiți cu Mihaela? Fun. Ce, să mai stau? Sunt la croitorie acum. Hai? Sunt pe acolo la croitorie acum. Da, de aia stau la croitorie să le fac. Mamă, ce bera s-a uitat după mine, știa galbenul la gât, Aline. Aline știa galbenul la gât. N-am văzut așa ceva. Vezi, Aline, ăsta dacă vede o găleată de aur, să pune să o mănâncă în 3 zile. Da. În 5 zile ar mânca o toată. Dacă îi dai să-i dai, să am să-i dau o găleată, de unde să-i mai dau, că nu mai am prieteni. Văzut galbenul cu agușterul pe capul meu. S-a uitat numai după mine, tot aia vorbea. Galbenul. Eu m-am crezut că glumește prieteni, dar el spunea de adevărat. Da. Asta este prieteni, n-ai ce faci. Și prin bune și prin rele. Am ajuns răb de tot, prieteni, de când a murit bărbatul meu. Nu mai e șeful, stăpânul la casă, s-a dus și bani, s-a dus și tot, am făcut pușcării, tot, am făcut bai de capul nostru. S-a dus nurori, a plecat nurori, a plecat tot, am luat, ce să mai zic. Nu mai zic nimic, atac din gură, eu nu sunt de râs, prieteni. Eu tot am valoare în lume, mă știe țigan și român. Care n-are valoare, n-are pentru el. Care nu păstrează valoarea. Eu am ținut steagul lui bărbatul meu, dar n-am mai ținut, ai lanț. N-am mai ținut nurorile, n-am mai ținut copilul meu al mare, n-am mai ținut Olga, n-am mai ținut Tanca. Eu n-am ce să fac la toți nebuni. Aceștia oameni care sunt toți nebuni, nu pot să mă țin la ei. N-ați văzut, m-a făcut și nebun, a dus salvarea la mine. Eu, femeie deșteaptă, care am adunat galbeni, aur, bani în mâna mea. Și m-a zăpăcit că nu-i dăteam. Ați văzut cum făcea la galbeni, exact cum făcua cu la galben. Așa îmi făcea când aveam găleț. Dăm, dăm, dăm și zbera la mine. Și eu dacă ziceam, atunci am zis, hai să ți le dau, să le mănânci tot. Vedeți, prieteni? Asta era, nu că era brăstăm. Dar și-am spus, e supărare că le cerea pe porți. Da. Și atunci a zis și tasă. Tasă, lasă dacă vrea să le mănâncă, el rămâne sărac fără galbeni. Dacă el se ceartă cu noi să-i le dăm, să-i le dăm. Hai să-i le dăm. Că zice toată lumea de ce le dăceam. Uite așa am făcut, cum fac aici. Vreau să fie sănătos, să facă ce vrea. Și asta este, prieteni, știi ce mi-aș lua Aline să mănânc? Cârnați de la uscat. De unde iau să-mi rup să mănânc? Cum? Cârnați, te-ai văzut că sunt niște cârnați uscați. Cum facem noi cârnați de aia de casă. Și sunt uscați. Înțelegi? Mâncăm câte o bucată pâine și gata. Aline, bine că ai luat mașina asta, te-ai ales cu ceva. Ai mai dat pe a ta și n-ai mai dat ce ai mai dat și gata. Că cu tata tău ăsta îți mânca banii toți. Îți mânca banii și rămâneai și fără mașină. Da. Nu așa?
Nu ți-am spus eu, hai Aline, hai acum să luăm mașina. Oriunde, să-mi băga curaj în tine. După el... Asta este prieten, dar și mie el e acolo. Toți. Jale lume ca tare aici. Nu. Hai jale cu dați, hale se acana. Ce treabă? Bine făcut. Închide de linia acum, cât o fi. Închide, că ai mult. Hai, sănătate, prieteni, să ne mai vedeți, prieteni, mâine și poi mâine, să filmăm pentru dumneavoastră, că noi pentru asta facem clipurile, mozăcile, pentru să aveți de sărbători să ne urmăriți șatra de la Strahaia. Cea mai mare șatră, prieteni, a noastră care filmăm, Alin, Patroana și Leo și toți de-ai căși. Vă mulțumim mult, care suntem adevărați prietenii dumneavoastră.